Liga 1, Sepsi, CS Mioveni 1, vineri, ora 18:45 de minute, Digi Sport 1. Liga 2, Steaua, Poli Iași, vineri, ora 16:30 de minute, Digi Sport 1. Apărătorul central nu este mulțumit de faptul că echipa are probleme financiare ridicate și că jucătorii nu au primit ultimele salarii. În aceste condiții, Tamás nu vede obiectivul de a urmări colaborarea. Frunze de ulei Gabriel Tamás. Conform informațiilor furnizate de ProSport.ro, există șanse mari ca Gabriel Tamás să înțeleagă cu FC Arceș, unde conducerea oferă un loc cald de către titular și promisiunea salariilor în sus. În același timp, Gabi Tamás ar fi în opinia FCSB, CFR Cluj și FC Voluntari, dar fotbalistului nu le place aceste variante, deoarece ar fi o presiune suplimentară asupra acestor trupe. Gabi Tamás, dezamăgit de ce a găsit în Pilești. La sfârșitul meciului cu Chindia, câștigat de Oil 3-2 miercuri, fundașul în vârstă de 38 de ani a plecat în timpul interviului și a făcut un anunț surprinzător. Oamenii noi vor fi ca noi, dar nu. Vedeți documentarul care prezintă viitorul umanității guvernat de inteligență artificială, astăzi pe Digi World de la ora 20:10 minute. Întrebat dacă se gândește la play-off, Tamás a spus pe scurt, nu, mă gândesc să părăsesc ulei. De aceea, a spus Tamás, care a părăsit interviul. A doua zi, Gabi Tamás a trimis o solicitare către conducerea clubului Petrolul Pliești, în care a crezut că contractul său este rupt. Da, este adevărat, am cerut astăzi să reziliez contractul cu Oil. Aștept răspunsul în conducere, a spus Gabriel Tamás pentru Play Sport. Președintele Pliești Petrol, Costel Lazar, consideră că apărătorul cu experiență are dreptul să se gândească să părăsească Petrolul, deoarece salariile nu au fost plătite la timp. Cu toate acestea, Costel Lazar speră că problemele vor fi rezolvate, iar Gabi Tamás se va schimba în legătură cu plecarea. Etichete probleme financiare, Gabi Tamás, Costel Lazar. Uită-te la știrile Digisport, roșii pe Google News.